Jandarmeria Sălaj are un nou adjunct. Este vorba despre locotenentul colonel Cristian Bolfă, care a fost numit adjunct al inspectorului șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj. Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Sălaj, Marius Mesaroș, locotenentul colonel Cristian Bolfă a promovat concursul organizat de către Jandarmeria Română. Colonel Bolfă Cristian a fost numit în funcția de adjunct al inspectorului șef la IJJ Sălaj, prin ordinea inspectorului general al Jandarmeriei Române, domnul general de brigadă Andreea Marin, în urma promovării concursului organizat de către Jandarmeria Română prin această funcție vacantă. Domnule colonel Cristian Bolfă este absolvent al Facultății de Drept Specializată Jandarm din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ancuza, București, Talent Scola 29-1977 în calitatea forticeni, este căsătorit și are 2 copii. În ultimii 6 ani, Cristian Bolfă a fost ofițer specialist 1, consilier juridic la Inspectoratul de Jandarm, menumerut voievod județean Sălaj. În ceea ce privește educația și formarea, Cristian Bolfă a absolvit în anul 2001 Academia de Poliție Alexandru Iancuza București, Facultatea de Drept, specialitatea Jandarmi. Ulterior a urmat un curs de pregătire pentru prima funcție, specialitatea Comandă, Școala de Aplicație pentru Ofițeri Mihai Viteazu București.